Sunt Cristi Albu și vă spun bun găsit la o nouă emisiune din cadrul seriei Spinning Case Study, serie în care, ca de fiecare dată, ne propunem să analizăm situații întâlnite pe apă. De data asta a venit rândul șalăului și unde aș fi putut să încerc să-l prind mai bine, dacă nu pe lacul Răduță Lake de la Sărulești, probabil cel mai bun lac de pescuit la șalău. Trebuie să vă spun că din această toamnă lacul este deschis oricărui pescar de pescuit la răpitori, evident în condițiile locului, și anume prinde și eliberează. Așa cum v-am obișnuit, nu sunt singur, ci l-am invitat de data aceasta chiar pe noul administrator al lacului, care deja a făcut cunoștință cu șalăii din lac. Vom încerca împreună să vă arătăm câteva locuri tipice pentru pescuitul șalăului aici și de asemenea să vă arătăm câteva tehnici eficiente, eu știu, pe praguri, pe locuri cu agățături, sau asta vom vedea pe parcurs în funcție de localizarea șalăului. Ștefan, înainte de toate, hai să vorbim un pic, te rog frumos, despre condițiile de pescuit, despre situația lacului la acest moment. Ne aflăm la început de toamnă, pe lacul Sărulești, renumit pentru numărul de șalăi și dimensiunea lor. Un lac cu o suprafață de 500 de hectare. Momentan, nivelul apei este ușor scăzut. Temperatura în jur de 20 de grade la suprafață. Și cu șalăi care au zile și zile în care atacă foarte, foarte dur, zile în care sunt ceva mai apatici. După cum ai văzut, Criste, în ultimele zile vremea a fost destul de schimbătoare, șalăi au fost mai reticenți, să zicem așa, cu zile foarte productive și câteva zile mai puțin productive, să zicem. Hai să mergem să vedem dacă sunt apatici sau chiar mănâncă astăzi. Vom încerca un loc cunoscut de către pescari, la gard, un loc cu două praguri, cu adâncime maximă de 5 metri și jumătate. Păi atunci eu zic să pornim motorul și vedem, vorbim acolo mai în detaliu despre caracteristicile locului în sine. Ca prim loc de pescuit am ales un loc clasic, aș zice, undeva vis-a-vis de înalta tensiune. Este un mal, eu știu, de se întinde pe câteva sute de metri și am să las, evident, pe Ștefan să ne spună de ce a ales zona asta acum la început de partidă. Ștefan. Cristi, am ales această zonă pentru că dă frecvent șalăi. Șalăi uneori mai mici, alteori mai mari. Avem două praguri, aduc o adâncime maximă de 5 metri și jumătate. Pe zonă mai avem din când în când pescari care pescuiesc la râmă și prin guvid. Asta înseamnă că avem hrană naturală, unul dintre preferații, unul dintre peștii preferați de către șalău. Și mereu încep partida aici. Fac teste să vedem
gramaje mari, gramaje mici, năluși mari, năluși mici, joc agresiv sau... Sunt două praguri, e unul aproape imediat lângă mal, de mal undeva la 2 metri și următorul, să zicem, 7-8 metri. Curate, adică nu sunt agățături, fără agățături, nu sunt copaci, și pur și simplu e pe prag. Nu am înțeles niciodată de ce doar zona asta ține șalăi. Am încercat să pescuiesc tot malul, după cum ai spus și tu, are undeva în jur de 250 de metri. Dar cert e că produce pește și asta căutăm noi. Căutăm șalăi mari. Exemplare frumoase, 3 kg și jumătate, cred, cea mai mare pe care l-am prins aici. Și am avut și partide cu frecvență bună. În partea stângă, de unde exact unde încep sălcile, de obicei se prind bibani. Unii chiar frumoși, 35 de cm recordul meu. Anul acesta. Uneori am, de câteva ori s-a întâmplat, am avut băieți care au avut prezentări de știucă și uite primul atac. Și din păcate a tăiat, nu foloseau struna. Mi-a dat pe capul de lanseu. Uite, și nu e chiar mic. Nu, chiar e frumos. Oho, e mare. Ia uite-l. Să sperăm că nu scăpăm. Asta-i. Asta deja e un șalu foarte frumos. Eu zic că-i sări bine de 2 kg. Un șad în culori naturale, un șad care imită perfect o roșioară. Iată ce înseamnă o țeapă sănătoasă. Gura lui e extrem de puternică. Iată-l. Șalou de peste 4 livre, deci se apropie de 2 kg. Hai să-i facem și o poză, să ne rămână amintire. Ăsta e șaluiașul prins pe un capăt de platou aici, cu o agățătură destul de puternică. Ceva mai devreme ați văzut un șalău, zic eu, foarte frumos, sănătos, care a atacat energic într-o zonă lipsită de agățături foarte multe. E o agățătură aici undeva lângă barcă, însă noi pescuim de-a lungul unui prag, un prag ce se întinde pe mai mulți metri. De asemenea, ați văzut că și dimineață am abordat oarecum niște zone destul de asemănătoare, în sensul că la fel erau lipsite de agățături. Întreb pentru care consider că năluca numărul 1 în genul ăsta de locuri rămâne jigur normal.
În cazul meu, un jig lestat cu 7 grame. Mai devreme, acolo unde pragurile erau pe apă ceva mai mică, eu știu, primul prag era la undeva la 30 de centimetri, un metru, am folosit 5 grame. Cârligul a rămas aproximativ la fel, adică am oscilat foarte puțin în jurul numărului 2 pe 0. Dimineața am folosit o nălucă soft ceva mai vizibilă, în culori foarte aprinse, Fire Tiger în speță, iar pe parcurs ce soarele a urcat pe cer, am trecut la culori ceva mai naturale. Iată aici același tip de nălucă, adică un shad cu o paletă ce produce vibrații destul de puternice. De data asta vă ziceam în culori mult mai naturale. În cazul de față, un plastic ce imită perfect o roșioară. Cam asta ar fi fost până acum soluția câștigătoare, adică cârlig mic, 2x0, gramaj 5-7 grame, năluci a căror dimensiune a variat între 6-8-10 cm maxim. Uite-l iar, e la al doilea prag, mi-a dat și mai devreme. Pe ce ai prins tu asta? Dar pe ce ți-a dat? Ce nălucă? Tot, aceeași nălucă, ăsta în culori naturale. Și uite, iar și ăsta e frumos. Mică iar de finul ăla? Da, da, dar fin. Uite, și ăsta frumos. Dar vezi, șmecă. Nu e pe primul prag, acum, e pe al doilea. Acum te rog să-mi dai și mie, că văd că... Am mai pățit-o? Op! L-am prins numai pe... Vrea să... M-a făcut frumos. Chiar dă-mi unul de la și să pun pe... Stai un pic să le eliberăm pe ăsta de suferință aici. Un șalău perfect de sărulești, sănătos, voinic. O pumă puternic, semn că se hrănește. În poziție de luptă. Să le creez. Pe jigul de la tine, pe guma de la tine. Da. O fi un semn, știi? Nu, no, deci vezi ceva nu e în regulă, că a dat numai pe guma asta. E, dimineața ai văzut că era mai da, pe una da, mai da, aprinsă. Acum, după amiază... Uite, frumos, frumos de tot. Ștefan, ai folosit astăzi, am văzut foarte mult, un jig, să zic, destul de puțin utilizat la noi. Un jig un pic special, o să te rog după aia să-l arăți. Un jig articulat, nu? Practic nu e fix cum am folosit eu. E un jig mobil, cu un grad mare de libertate. Zi-mi un pic, ce ai constatat tu ceva sau de ce ai insistat cu el, de ce îl folosești? În ultimele partide am avut rezultate de la foarte bune în sus, să zicem așa, comparativ cu un jig clasic. Sincer să zic, testam locul cu jigul clasic, aveam unul doi pești. Imediat cum schimbam pe cap articulat, fie cum o merg floating sau nu... Te rog să-l și recuperezi, să-l arătăm și prietenilor noștri. Aveam mult mai multe atacuri. Tot timpul... Era vorba de
nu 2-3 pești, ci vorba de 7-8-10 pești, în condițiile în care jigul nu mai prindea. Este alcătuit, practic e cumva același lucru, într-o bilă, exact ca la un jig, un cârlig pentru un worm hook și o agrafă. O agrafă care se introduce prin ochetul cârligului. Așa. După aceea imediat introduc bila. Care e marele avantaj? Să zic așa, pot să-mi schimb foarte repede gramajul. Adică dacă am năluca montată, da? Și pescesc cu 5 grame, începe să bată vântul, am nevoie de un 7 sau de un 9 grame. Imediat am dat jos, am pus altă... Practic tu acolo înlocuiești numai lestul, numai bila, înlocuiesc pentru că lestul, agrafa îți rămâne. Da, nu? Înlocuiesc lestul, corect. Sau poți să schimb cârligul, să pun altă nălucă pe aceeași gramaj. Evident, da, să ții așa și să crești, eu știu, sau să crești sau să micșorezi dimensiunea cârligului. Da. Și merge foarte bine cu năluși floating. Am avut momente dimineața pe primul prag, pe pietre sau pe nisip, în momentul în care jigul, lestul, plumbul în sine, mi-atinge fundul, năluca îmi stă undeva așa. Am avut chiar și astăzi am avut două atacuri clare în momentul în care lestul era jos. Marele avantaj la acest montaj, din punctul meu personal de vedere, pot să îmi pun un cârlig, când jalei sunt foarte, foarte mofturoși, pot să îmi pun un cârlig foarte mic să pescuiesc cu un năluș de 2 cm jumate pe gramaj de 14 grame sau de 20 grame sau depinde de asta. Da, că practic în felul ăsta influențează mai puțin evoluția. Da, zice, un lucru pe care la jig e puțin mai, la jig e mai greu, să zicem așa. Cade. Da, e mai greu să găsești cârlige mici pe gramaje foarte mari. Corect, că nu poți să le torni. Da. Și aș vrea să te mai întreb o chestie. Noi, e drept, am pescuit astăzi mai mult până acum. Probabil că o să mergem și pe locuri cu mai multă agățătură. Aș vrea să-mi spui dacă ai observat o chestie când pescuiești în agățătură, dacă agață sau nu. Pentru că pescuitul cu jig normal e un chin, da, în zonele cu agățătură. Agață la fel de bine ca și jigul. Însă, în momentul în care pescuiesc în agățătură, pur și simplu îi scot worm hook-ul, scot cârligul și îl înlocuiesc cu un offset. Și e foarte ușor atunci, la fel, dacă am nevoie de 3 grame, 5 grame, cu offset-ul deja montat, doar cât înlocuiesc gramajul, să văd exact ce preferă el în momentul respectiv. L-am scăpat? Nu, e acolo, dar vine el încoace. Vine el încoace. Uite, după o lovitură, Da, uite că... E mai frumos. S-a încordat, dar uite ce... Parcă știe că-l filmăm. Vine la cameră. Ia uite, la fel de frumos. Mi-a dat un uper cu puternic, dar am reacționat cu... un croșeu. Ăsta e ăla care ți-a atacat ție mai devreme. Tot în lungul malului am ajuns undeva într-un loc, poate unul dintre cele mai celebre locuri de crap de pe Sărulești, dar iată care ține și șalău frumos. Șalău ce se apropie undeva la 1,5 kg. Frumos. Pe același tip de nălucă, în culori naturale.
Pescuitul pe Răduță Lake începe și se termină pe pontonul de lângă hotel. Aici suntem și noi pentru a trage concluziile acestui nou studiu de caz la spinning. Am pescuit astăzi, după cum ați văzut, la șalău. L-am căutat în diferite locuri care am gândit noi la începutul partidei că ar putea să îl țină. Ștefan, l-am găsit pe praguri, nu? Pe praguri cu apă mică, lângă mal, curate, fără agățătură, nu? Cam ăsta a fost tiparul zilei. Da, adică ai văzut că nu, altceva am tot încercat. Am încercat zona de la ciobonie cu agățătură, am luat, dacă nu mă înșel, unul singur, însă pe cei mai mulți i-am găsit cantonați în lungul pragului, apă de 30 de centimetri, care cădea mai apoi... Undeva 50-60 centimetri, pragul nu foarte, da. Nu foarte pronunțat. Cam asta a fost din punct de vedere al locului, să zic. Ca și năluci, te rog, încep tu. O nălucă mică, cu o bătaie puternică, o nălucă de la Berkeley, o culoare destul de țipătoare, să zicem așa, un gramaj 3 grame. Cap flexibil, atacul a fost destul de puternic pe el. Ai prins dimineață. Dimineață, da. Doar dimineață, n-am mai avut nicio prezentare. După... La fel ca și mine, și eu am prins, e drept, pur și simplu nu mai am culoarea cu care am prins, dar năluca a fost de genul ăsta, un swimbait soft articulat, de mici dimensiuni, 6 cm. Dimineața l-am prins cu Fire Tiger, adică o culoare mult mai țipătoare față de ăsta de aici. A fost ceva mai agresiv dimineața decât după amiază, cu atacuri puternice, chiar se simțea. Da, spre a doua parte a zilei însă, când soarele a fost sus, probabil și vizibilitatea în apă ceva mai bună, am mers pe natural și... Mulțumesc frumos pentru pentru năluca astăzi. Asta a fost de departe năluca câștigătoare. A dat cei mai frumoși alăi. Și somnul pe care din păcate l-am ratat. Da, am avut, trebuie spus că a avut Ștefan de fapt un somn destul de... era trecut de prima tinerețe, dar a rupt. Efectiv a rupt. Și eu am rămas cu ea, pentru că am insistat destul de mult. Și în variantele astea, cu jig normal, eu am folosit exclusiv jig normal, și tu varianta asta... Cu cap flexibil. Surpriză, să zic, un jig articulat flexibil. Ca și gramaje, ai zis mai devreme, de 3, am urcat eu maxim 7. N-am da, până în 7 am dat și cu 10 și cu 12 astăzi, da, se pare că nu au vrut prezentări agresive. Da, probabil au fost, i-a plăcut, a căzut într-un mod ceva mai natural. Îl consider un caz rezolvat, nu? Da, chiar. Cam asta. Au fost șalăi, ați văzut, foarte frumoși. E bine că acum lacul e deschis, oricine, toți iubitorii de... răpitori pot veni aici și pot pescui fără niciun fel de problemă. Mersi frumos că m-ai ajutat să rezolv cazul ăsta nou. Probabil că vom veni și cu alte ocazii, dacă ne vom mai primi, să vedem, să testăm alte condiții. Că Săruleștiul e plin de tot felul de structuri și acum găsești șalău în agățătură, acum îl găsești pe platouri. Sunt sigur că are multe de spus lacul. Da, poate data viitoare năluci mici versus năluci mari. Încercăm. De ce nu? Mersi frumos. Numai bine. Numai bine.